În 60 de școli din România au avut loc luni simultan târguri de Crăciun prin care unitățile de învățământ au strâns bani pentru diferite proiecte. Atmosfera de sărbătoare s-a simțit și la școala gimnazială Toma Caragiu din Ploiești, unde curtea unității a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți. Avem târgul de Crăciun organizat cu sprijinul asociației Narada. Scopul acestui târg este să strângem suficient fonduri pentru reamenajarea terenului de sport pe care îl vedeți. Bună ziua, noi am pregătit astăzi 7 standuri unde găsim jocuri, bucării, cărți, picturi, toate realizate de copii școlari. După cum vedeți, suntem foarte aglomerați, activitățile sunt multiple și copiii sunt foarte încântați. Am muncit și le mulțumim pentru asta și părinților, pentru că au fost foarte implicați și ne-au fost alături. Vizitatorii târgului nu au plecat cu mâna goală, mai ales că au avut din ce să aleagă. Păi au făcut depus în pom, diverse aranjamente, brăduți, om de zăpadă, avem acolo un pahar care se întoarce și foarte interesant, brăduți cu unii au avut luminițe, dar deja s-au vândut și așteptăm și la coronițe. Și negociem prețul, bineînțeles. Am făcut diferite decorațiuni și am învățat ce să cumpăr și să mă încadrez într-un buget, dar și ce să vând. Și din ce sunt decorațiunile? Unele sunt din hârtie, altele din carton, mai sunt și din sfoară. Eu am făcut ceva din hârtie și am pus beteală. Și se vând decorațiunile voastre? Da. Am făcut un joculeț, dai de roată, și au venit lume și acum e o coadă. Coadă la voi, da. Cei care au dorit au putut să redirecționeze către Asociația Părinților și cei 3,5% din impozitul pe venitul anului 2023. Mi se pare foarte frumos și a fost o idee extraordinară de a face acest târg de Crăciun. Au fost și spectacole și persoane care au participat. Mi se pare foarte frumos. Cumpărați ceva? Da, am cumpărat. Am fost la serbarea lui și am cumpărat avioane pentru copii, poze. Ce mai găsim pe aici? Da, e ceva interesant. Pentru ei, pentru școală. Ați luat ceva? Vreți să luați ceva? Am luat, am dus la mașină, am mai luat încă o dată. Am cheltuit aproape toți banii. Sprijiniți în demersul lor. Da, am depus și cei 3,5% pentru ei. Este organizat și a ieșit super mișto. Cumpărați ceva? Am cumpărat, da. Și a ales un globuleț, un om de zăpadă, ce-i mai luat mami? E un sprijin pentru copii, pentru școală? Da, având în vedere că i-am pe amândoi aici. Am o fetiță și un băiețel și sunt amândoi și sperăm să reușim să facem ceva. Sumele adunate în cadrul târgurilor de Crăciun vor fi dublate de Fundația Narada și partenerii acestui proiect național.